Excelența voastră, domnule Andrei Grinkevici, vă invit să adresați câteva cuvinte din partea ambasadei Belarus în România. Ladies and gentlemen, doamnelor și domnilor, it's an honor for me to be here today. Este o onoare pentru mine să fiu astăzi aici. As you know, Belarus suffered greatly during the Second World War. Așa cum știți, în Belarus s-a suferit groaznic pe timpul celui de-al doilea război mondial. We lost 30% of the population during the Second World War. Am pierdut 13% din populație pe perioada celui de-al doilea război mondial. And Belarus managed to reach its population only in the 80s years of last century, so 40 years after the war. Iar Belarus a reușit să-și mărească populația doar în anii 80, deci după 40 de ani după al doilea război. Before the war, more than 15% of the population of Belarus were Jews. În timpul războiului, mai mult de 15% din populație erau evrei. 1 million Jews lived in Belarus. Un milion de evrei au locuit în Belarus. And more than 800,000 of Jews were killed from Belarus were killed during the Second World War. Și mai mult de 800,000 de evrei au fost omorâți în timpul celui de-al doilea război mondial. So 80% of Jews in Belarus were killed. Deci 80% din populația Belarusului a fost ucisă. And many people in Belarus, many Belarusians were killed during the war due to the fact that they supported and defended Jews. Și mulți oameni din Belarus au murit în timpul războiului pentru că i-au sprijinit pe cei din comunitatea evreiască. As to the Auschwitz concentration camp, în ceea ce privește lagărul de concentrare de la Auschwitz, people from Belarus occupied one of the biggest percentage of all the prisoners. Oamenii din Belarus au avut un procent, cel mai mare procent de ocupanți ai acestui lagăr. People from Belarus were the largest group among all the people from the Soviet Union. Oamenii din Belarus reprezentau cel mai mare grup dintre toți oamenii prezenți acolo în lagăr. As to the children from Belarus also occupied one of the largest group in this camp. În ceea ce privește copiii, numărul acestora care proveneau din Belarus era format un grup enorm de mare, cel mai mare din lagărul de concentrare. There is a special plate in Auschwitz concentration camp to commemorate the people from Belarus who were killed in this camp. Există un loc la Auschwitz dedicat oamenilor din Belarus care au fost uciși în lagărul de concentrare. We commemorate the liberation day of the Auschwitz concentration camp. Sărbătorim, marcăm eliberarea oamenilor din lagărul de concentrare de la Auschwitz. Yesterday we conducted a special event on this occasion. Ieri am realizat un eveniment mare cu această ocazie. In the capital of Belarus, Minsk. În capitala Belarusului, în Minsk. With the participation of the ambassadors accredited to Belarus. Cu participarea 8 ambasadori, inclusiv cel din Belarus. And all the participants signed the word, wrote the word peace in their own language on the so-called tree of life. Și toți participanții au semnat cuvântul pace într-un copac numit piață. Belarus commemorates also the victims of Holocaust.
Belarus sărbătorește eliberarea Ungăriei. Special subject on Holocaust and anti-Semitism is included in the obligatory program at all our schools, secondary schools. O materie face parte din programa școlară din Belarus pe tema Holocaustului. Belarus still has many Jewish cemeteries. Belarus are de asemenea încă foarte multe cimitire evreiești. Synagogues. Sinagogi. In Grodno we still have one of the biggest synagogues in Europe. În Grodno avem încă una dintre cele mai mari sinagogi din Belarus. And we have one of the oldest, if not the oldest current synagogues in Europe in Belarus. Avem una dintre cele mai vechi, dacă nu chiar cea mai veche sinagogă din Europa, în Belarus. Belarus keeps very good relations with Israel. Belarus păstrează relații foarte bune de cooperare cu Israel. Quite a number of famous people, world famous people, were originated from Belarus. Foarte mulți oameni cunoscuți, faimoși, au fost originari din Belarus. 4 out of 8 presidents of Israel were born in Belarus. 4 din 8 președinți ai Israelului au fost născuți în Belarus. Including the first president, Chaim Weizmann. Iar în timpul celui primului ministru, Heinz Weizmann. Shimon Peres, for example. De exemplu, îmi cer scuze. Menachem Begin. Marc Chagall. The famous artist. Un cunoscut artist. Isaac Asimov, the world famous writer. Dintre cei mai cunoscuți scriitori. And many, many others, predecessors of Mike Douglas, for example, of Scarlett Johansson, were born in Belarus. Și mulți, mulți alți predecesori au fost născuți în Belarus. Many peace laureates, including Andreas Altharov in physics. Chiar și laureați ai Premiului pentru Pace, inclusiv pe domeniul de fizică. And Mr. Meyer, the founder of the very famous movie studio Golden Meyer, was born in Belarus. Inclusiv domnul Meyer, faimosul Meyer de la studiourile Meyer, a fost născut în Belarus. But Belarus also has extremely good relations with Romania. Dar Belarus are de asemenea relații foarte, foarte bune cu România. Romania occupies the 7th place as the biggest trading partner of Belarus among all the European countries. România ocupa al 7-lea loc în privința participării și trainingurilor Belarus. And we cooperate not only in economics, but in all the spheres. Și colaborăm nu doar în domeniul economic, ci în toate domeniile. By the way, more than 30 Romanian universities established relations with Belarusian universities within the current 2 years. Apropo, 30 de universități din România au stabilit relații de cooperare cu universitățile din Belarus. Including, by the way, Babeș-Bolyai University in Cluj-Napoca. Inclusiv Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Many museums established relations between Romanian museums and Belarusian museums. Multe muzee românești au stabilit legături cu muzee din Belarus. Mr. Prefect of Cluj 2 years ago signed an agreement on interregional cooperation between Cluj County and Mogilev region in Belarus. Prefectul din Cluj a semnat acum 2 ani un acord de parteneriat, un acord de cooperare cu o regiune din Belarus. We assisted in establishing relations between the Botanic Garden in Salaj County in Zalău and different botanic gardens in Belarus. Am reușit să stabilim legături între grădina botanică de la Jibou cu alte grădini botanice din Belarus. We have joined common pictures, pages of our history with your beautiful city. Avem pagini comune ale istoriei cu orașe. Stefan Batory was born here, spent more than 10 years, 10 of his last years in Belarus, being the king of 2 kingdoms. Ștefan Batory, născut la Șimleul Silvaniei, și-a petrecut ultimii 10 ani în viață în Belarus, fiind rege a doua legată.
He ruled the Polish kingdom and the Great Duchy of Lithuania from Belarus. A condus Polonia și regatul Marii Lituani. And he died and he was buried in Belarus. A murit și a fost îngropat în Belarus. And his heart is still in Belarus. Inima lui încă este în Belarus. That means that we have a great potential to develop all the range of relations between Belarus and Romania. Asta înseamnă că avem toate posibilitățile să stabilim relații de cooperare între Belarus și România. And may I use this opportunity to wish all the further prosperity to Romania and to the beautiful people of Romania and of Salaș County and of your beautiful city. Thank you. Am să folosesc această ocazie pentru a ura prosperitate tuturor locuitorilor României, a județului Salaș, din și noul Silvaniei. Vă mulțumesc! Excelența voastră și noi vă mulțumim și vă mulțumim pentru participare. De asemenea, reiterăm posibilitatea unei colaborări cu Belarus și prin ambasada Belarusă.